Într-o zi sfântă în care vâlciunii îl prăznuiesc pe Sfântul Calinic, episcopul Râmnicului și autorul celebrei interdicții ca la mănăstirea Frăsinei să nu urce femeile, chiar în comuna Muireasca s-a petrecut o dublă dramă. Un bărbat este bănuit că și-a ucis fosta soție, iar spre dimineață, realizând probabil grozăvia faptei, și-a incendiat locuința conjugală, flăcările cuprinzându-l și pe el. Pompierii au mers de urgență la fața locului și au acționat pe două fronturi, au stins incendiul și au solicitat o ambulanță pentru bărbatul descoperit fără cunoștință în curtea casei. Azi noapte, la ora 4 și un sfert, inspectoratul pentru situații de urgență a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu într-o gospodărie din această localitate. S-a intervenit cu 3 autospeciale în prima fază, până la lichidarea incendiului de la casă și anexe. Până la acel moment au ars circa 80 de metri pătrați acoperișul casei. Materialele din lemn al unei anexe și bunurile din aceasta, precum și o aplecătoare cu 4 metri cub de cherestea și câțiva zeci de metri cub de lemne de foc aflate în apropiere. În timpul intervenției, la o distanță de circa 100 de metri, a fost găsit proprietarul cu arsuri pe circa 40% din suprafața corpului pe membre, față și abdomen, care a fost luat de un echipaj SAS și transportat la spital. Cauza probabilă a acestui incendiu este utilizarea unei surse de aprindere pentru generarea incendiului de către proprietar. Adică a fost un incendiu provocat? Da. Înțeleg, fiind noi la fața locului, că înainte de incendiere, proprietarul s-a dus la soția lui care locuia în altă parte, a ucis-o și după aceea s-a întors. Ce știți? Nu am informații despre acest lucru. Cert este că în afară de proprietar care a fost găsit la 100 de metri, în acea gospodărie n-a mai fost găsită altă persoană. Și un alt lucru vreau să vă întreb, domnule colonel, am văzut că ulița e foarte îngustă, pentru intervenții similare n-ar trebui să existe o distanță minimă în așa fel încât mașinile să poată intra? Este util să fie spațiu mai mare, însă noi avem și facem și ipoteze pentru astfel de situații în care sunt până la 200-300 de metri de linii de furtun cu care putem să intervenim. Da, mulțumesc frumos pentru informații. Rudele bărbatului spun că drama lui a început în momentul în care familiei i-a murit singurul fiu, diagnosticat cu cancer. De atunci, între cei doi au intervenit tot mai des certuri care au culminat cu divorțul. Vecinii se feresc să vorbească despre situație, chiar dacă incendiul ar fi putut să se întindă oricând și la locuințele lor. Ca persoane, ca vecini, alături, restul familiei nu știu ce s-a întâmplat. Dar casa e foarte apropiată, înghesuită așa între celelalte locuințe. Dacă ar fi bătut vântul, cred că tot colțul ăsta ar fi ars. Doamne, asta e vorba despre datură. Nu specificăm dacă ar fi bătut vântul. Vântul bate oricum. Dacă se bate, dacă nu. Deci este un șoc inopinant. Adică nu știu cum înțelegeți ce vă spun. Dar e un incendiu provocat? De ce îi spuneți inopinant? Inopinant, adică inopinant. La orice care se poate întâmpla aceeași problemă. Acum ce au avut în familie, ce s-au provocat ei în familie. Dar e adevărat că și-au murit soția? Nu știu. O să întrebăm la poliție. Nu știu dacă... Nu cunosc aspectul despre lor sau despre... Da. Ce? Bine, vă mulțumim frumos. Unde stați? La care locuința? Nu știu. Aproape. Circa 250 de metri. În acest moment, bărbatul se află internat la Spitalul Județean Vâlcea cu arsuri pe jumătate din corp. La rândul lor, polițiștii criminaliști au început o investigație pentru a stabili toate detaliile crimei.